Doamnelor și domnilor, bună dimineața din nou. Uite, astăzi suntem la gândul zilei și ne-am gândit să vorbim despre mediul de afaceri din Brașov și nu numai. Și o avem invitată alături de noi pe o prietenă foarte, foarte bună și mai mult decât atâta, cea care o să ne ajungă așa să ne povestească de una de alta. Invitată doamna Corina Răduță, fondator Axis Creator și director regional BNI Brașov. Ia să vedem dacă ne auzim. Bună dimineața și bine ai Bună venit! dimineața! Mai cu Da, ne forță, auzim bună bine? dimineața! Sperăm. Da, mulțumim, mai cu forță, mai cu forță, uite așa ca să ne și vedem în live. Cum este Hristos a înviat în prima dată, că așa trebuie să spunem la populații noștri. Da, hai să vedem cu ce să începem. Să începem o prezentare așa subțintă a ta. Deci Corina Răduță, Axis Creator și director regional BNI Brașov. Dar o să ajungem cât de curând să ne povestească, să ne spună despre ce este vorba și care sunt toate lucrurile acestea. Să vedem, să începem cu începutul, da? Am înțeles că nu tot timpul ai fost în Brașov, așa că vreau să ne povestești că în discursurile noastre ne-ai spus că ai fost plecată foarte mult timp în București. Ce făcui în București, cum se spune, și de ce te-ai întors? Da, așa este. Foarte mult timp e relativ. Am fost din 2011 plecată. Mi-am dat seama, pregătind idei pentru discuția noastră de astăzi, că au fost foarte multe momente, cel puțin începând cu 2011, în care am fost nevoită să mă reinventez, iar plecarea mea în București a fost unul din aceste momente. Decizia a fost luată foarte pe repede înainte, așa, în 2011, în mai, într-un context în care plecam din bancă, am lucrat câțiva ani în bancă. Am ajuns în București la o companie românească de IT, condusă de niște oameni extraordinari, deci am avut un super mare noroc să pot să lucrez cu ei și datorită lor am ajuns să încep să învăț marketing. Tot datorită lor am cunoscut și BNI-ul. Adică ei deja erau parte din primul grup din București în momentul respectiv. Au decis că eu sunt omul potrivit reprezentându-i din perspectiva marketingului în BNI și am ajuns să cunosc BNI. Asta a fost o altă reinventare, dincolo de faptul că a trebuit să plec, sau mă rog, mi-am ales să plec din Brașov în București, pentru că BNI a deschis cu totul alte perspective pentru mine. BNI tradus este Business Network International, adică cea mai mare organizație de networking de profesioniști din lume, bazat pe schimb de referințe. O să povestesc un pic mai târziu despre ce înseamnă în detaliu. Și după cum spuneam, am ajuns să fiu membru în primul grup Focus BNI din București la momentul respectiv. Da, acum, o să te întrerup că știu că te las să vorbești, nu este nicio problemă că ești învățată cu lucrul acesta. Vreau să îmi povestești așa cel puțin în zona aceasta de business și mai mult decât atâta. Până să ajungem la ce înseamnă BNI Brașov și să povestim despre BNI Brașov, vreau să-mi povestești cât de greu a fost să te adaptezi sau să te readaptezi de la fuga asta, știi, capitală, provincie, cum zic bucureștenii și invers. Când am plecat din Brașov înspre Da, București și după aceea când te-ai întors. și când m-am întors. Păi, când am plecat în București, am plecat cu un mindset pregătit cumva, care a fost intuitiv pregătit, și anume, necunoscând foarte bine Bucureștiul la momentul respectiv, am decis înainte să ajung acolo că mie o să-mi placă Bucureștiul. Ceea ce s-a și întâmplat. Repet, am avut șansa să intru într-o echipă extraordinară la primii mei angajatori în București, la care am și stat majoritatea timpului cât am locuit în București. Adaptarea a fost
foarte mult ușurată și de ei și în special de BNI. Eu ne fiind dar antreprenor la momentul... Când ai ajuns acolo, tu ai intrat direct acolo, adică ai mers, să zic, a doua zi sau prima săptămână, deja ai intrat în acest flux BNI, nu? Nu, am intrat în prima săptămână ca angajată la această companie, iar în BNI am intrat câteva luni mai târziu, la sfârșitul lui 2011. Ca deja apucasem să înțeleg un pic ce înseamnă compania respectivă. Nefiind antreprenor, spuneam că am fost angajată la ei, m-am dus reprezentând acea companie. Iar BNI înseamnă o organizație care susține antreprenorii. Deci eu practic eram reprezentanta unei firme care nu era a mea. Asta a fost o experiență interesantă. Să înțeleagă lumea, știi? Adică e foarte important. Este o experiență interesantă pentru că, pe lângă faptul că m-a ajutat să deschid orizonturile în București, unde spuneam nu știam pe nimeni, făcând marketing aveam nevoie de contacte și mai mult decât atât mi-a oferit o educație pe ce înseamnă să fii antreprenor înainte de a ajunge să fiu unul. Și asta a fost un plus valoare pentru mine extraordinar. Oameni buni, eu vreau să vă spun că suntem în direct pe televiziunea grupului Vin Brașov. Sperăm că ai dat like și ai dat share și pe pagina voastră BNI Brașov. Și așteptăm pe toată lumea să ne scrie întrebări dacă sunt către invitata mea de astăzi, Corina. Deja avem o primă postare. Hristos a înviat și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Ca să știi că așa se desfășoară emisiunile, trebuie să-i băgăm în seamă pe oameni și să le spunem ceea ce scrie ei acolo frumos. Da. Exact. Bine vă revăd pe cei pe care vă știu și bine vă cunosc pe cei pe care vă cunosc acum. Și adaptabilitatea în București, ai zis că o să-ți placă acolo și o să fie super bine și ai stat. Cât ai stat? Până în 2018, 7 ani. Ah, deci... Destul. Destul. Da. La jumătatea lui 2018, de fapt la începutul lui 2018 am schimbat locul de muncă și la jumătatea lui 2018 am experimentat pentru prima dată ceea ce s-a numit o demisie puțin forțată de împrejurări. Am înțeles. A fost șutul în context, ca să fiu filmată. Dar a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla, pentru că ăla a fost momentul în care m-am întors la Brașov. Am o rugăminte să dai puțin camera de la laptop puțin așa, așa ca să te vedem mai bine, că te vedeam doar gât, știi? Și atunci să nu zic că cei din regie mi-au zis, da, cei din regie mi-au zis, vezi că nu se vede invitatul, se vede doar capul, știi, ceva de genul. Suficient, nu? Da, dar nu dă bine pe sticlă, știi? Așa, și cum a fost, uite, cum a fost perspectiva asta? Adică te-ai dus cu forțe proaspetele București, ai lucrat acolo, ai intrat, uite, pe zona asta de networking, ai cunoscut foarte mulți oameni și o să revenim să vorbim și despre Brașov, dar mai mult decât atâta, ai plecat și ai zis gata, stop, refresh, Doamne ajută, tot tâmpa este mai bună, și ceva de genul ăsta. Cum a fost să-ți dai demisia? Așa, a fost o plăcere sau ai avut emoții, ai avut, bă, iară trebuie să mă duc acasă, iară trebuie să fac asta, iară trebuie să fac asta? A fost o decizie, cumva, nu știu cum să-i spun, am fost cumva dusă în direcția asta de a-mi da demisia. A fost o alegere direct personală, să spun așa. Da. Însă și-a fost dificil, pentru că nu mai fusesem în contextul ăla în care să nu vreau să plec și să trebuiască să plec. A fost greu, însă după ce am depășit prima zi din procesul ăsta, eu în perioada respectivă reluasem oarecum legătura cu Manuela Voicilă, care este directorul național BNI. Și o salutăm cu drag. Și o salutăm cu drag. Pe care o știam din 2011 și cu care am păstrat o legătură foarte frumoasă de-a lungul timpului. Copiii noștri mergeau în momentul ăla la București la aceeași grădiniță și mai vorbeam. Și am sunat-o și am spus, uite ce s-a întâmplat, sunt jobless și ce mă fac. Și reacția ei a fost una din acele momente. Nu, a fost unul din acele momente de revelație. Ea mi-a spus următorul lucru.
Este cel mai bun moment ca tu acum să-ți iei o zi pauză, să te gândești, să-ți imaginezi cum vrei să fii, ce vrei să fii, unde vrei să fii și ce vrei să faci. Dar zice, pune-ți pauză total și gândește-te doar cum vrei tu să fii, cât de îndrăzneț e. Și am ascultat-o, copil cu minte, și mi-am luat o zi pentru mine, după care am sunat-o și i-am spus, aș vrea să fac evenimente, dar aș vrea să fac evenimente mai spre business, nu nunți, botezuri cu metrii. Aș vrea să conectez oameni, aș vrea să cunosc oameni și să scriu. Iar ea mi-a spus, în prima parte mi-ai descris BNI, nu vrei să stăm de vorbă? Și am zis, ba da. Nu mai eram membru activ în grupul BNI la momentul. Da, dacă reprezentai firma respectivă și nu mai erai, n-aveai cum. Da, da, o să exact. Povestim imediat. Aceste lucruri. Așa, și ea a fost catalizatorul deciziilor mele la momentul respectiv, pe un fond în care eu deja îmi doream să mă întorc la Brașov. Un copil mic de crescut în București este puțin mai... Sau, mă rog, nu mi s-a potrivit mie, să spunem așa. Și atunci, da, am luat decizia să mă întorc. La aer e mai bine. Da. Așa, că am luat decizia să mă întorc la Brașov și a fost din nou una din cele mai bune decizii pe care le-am putut lua. Deci adaptarea înapoi acasă a fost mult mai ușoară, inclusiv din perspectiva mea. Spune-mi. Da. Bun, ai revenit în Brașov, frumos, elegant, cum se zice, ai venit cu trenul. Așa este frumos, că să călătorești, să vezi peisajul cu tuba, cu tubița, da. Și ai început să creezi, într-adevăr, o nouă perspectivă și nou flux, ce înseamnă BNI Brașov. Și acum povestește în principiu ce înseamnă BNI, ca și, am mai spus, dar să reluăm pentru cei care se uită la noi, ce înseamnă BNI global, după care național și, bineînțeles, o să vorbim de colegii noștri excursii dragi de la Brașov. Local, exact. Păi, BNI, după cum am zis mai devreme, este Business Network International, cea mai mare rețea, cea mai mare organizație de networking profesionist la nivel global, bazat pe schimb de referințe. Ăsta este diferențiatorul, schimbul de referințe calificate. Acum 35 de ani a fost fondat în state de doctor în statistică Ivan Meissner, iar la momentul de față este prezent în peste 73 de țări. Evident, România fiind una dintre țările astea din 2011. Dacă vorbim de cifre, și anume de business-ul pe care oamenii din această organizație l-au făcut la nivelul anului trecut, la nivel global, vorbim de peste 16 miliarde de dolari la nivel global, da? În România vorbim de peste 10 milioane de euro anul trecut. Noi spunem cifră de afaceri, că este un termen destul de ușor de înțeles, însă are un specific. Nu este o cifră de afaceri a BNI-ului, ci este o sumă pe care o adună la un loc ca rezultat din BNI oamenii care sunt membri în BNI. Deci peste 10 milioane de euro făcuți anul trecut în țară. În condițiile în care în țară sunt undeva, erau la sfârșitul lui 2019 undeva la 260-270 de membri. A început în București, la noi, în momentul în care Manuela Voicil a cumpărat franciza și s-a dezvoltat ulterior și în alte regiuni. Vorbim de Cluj, vorbim de Brașov, evident, de Ploiești. Și urmează și alte regiuni, vorbim și de Târgu Mureș, care este lansat de anul trecut, și urmează alte regiuni. Vorbim și de Timișoara, Sibiu, Galați și probabil mai multe urmează. Da, în mare este esența, după cum spuneam, este schimbul de referințe calificate și asta se traduce în faptul că membrii acestei organizații se sprijină unul pe ceilalți în găsirea de clienți. De fapt, așa a și început. Ivan Meissner în 84 era să-și piardă cel mai mare client la momentul respectiv și soluția pe care a găsit-o a fost să meargă către cercul lui de apropiați și să întrebe, nu știți pe cineva care are nevoie de ce fac eu, el făcând consultanță în business la momentul respectiv.
și a primit din, de la persoanele respective la cald referințe de oameni care puteau să beneficieze de serviciile lui. Și așa a construit ideea. Oricum, uite-te, totuși să ne gândim că o idee foarte îndrăzneață pe plan american, da, și o să creez un contact de genul acesta, cel puțin un contact global. Acum BNI este un contact global, adică dacă ai o problemă sau ai nevoie de cineva în Franța, bine, să trece de pandemie, da, sau ai nevoie în altă parte, poți să intri în acest club și o să vorbim și cum funcționează el ca și networking pe zona de interconexiune. Cât de greu a fost cel puțin implementarea acestui stil în România? Păi, aici ar trebui să vorbim cu Manuela direct. Acum vorbim cu tine. Da, ești director regional, dar totuși așa părerea ta, cât de greu a fost să implementezi, pentru că oricum e deja aprins foarte bine, dar cât de deschis au fost prima dată cei care au făcut primul grup, să zic, așa că tu ai fost parte din acela. Pot să-mi imaginez că n-a fost foarte ușor, pentru că construcția primului grup în București a durat destul de mult. Bine, exista deja oarecum un istoric în țară legat de grupuri de networking și a fost un proces de construire, de fapt întâi un proces de readucere la normal și apoi de construire. Cam despre asta a fost vorba. Aha. Însă, în momentul în care primul grup a fost lansat, sau mă rog, primul grup s-a adunat, oamenii au început să priceapă, să înțeleagă cum îi poate ajuta pe ei un astfel de sistem. Lucru care s-a întâmplat, cred că, pe peste tot, în orice regiune nouă, inclusiv la în 84, când a început Ivan Meissner, pentru că el povestește că nici nu a avut de gând să facă structura asta de nivel global. Adică el a rezolvat... El a fost pentru el, acolo pentru zona lui, exact. Și a rezolvat o nevoie, a adunat niște oameni în jurul lui și s-a trezit, după ce a început să funcționeze grupul respectiv, că vin oameni către el din alte zone de pe lângă California, unde începuse, să-i ceară informații despre cum să facă la rândul lor lucrul ăsta în orașele lor. Astfel încât, practic, în primul an, de la un grup a ajuns la 20. Și fără să aibă intenția asta, știi? Da. Câte grupuri sunt? Asta s-a întâmplat și la noi, și în România, prima dată. Câte grupuri sunt la nivel național, așa? La nivel național, cred că sunt 10 sau 12 la momentul ăsta. 10, așa. Și la nivel de România? Păi este la nivel de România. Așa, la nivel global, scuză-mă. La nivel global sunt peste 9.000 de grupuri în peste 73 de țări. Deci 9.000 de grupuri, 73 de țări, iar în România sunt? Să zicem 10-12 grupuri. 12 grupuri. Da, s-ar putea ca astea 10-12 să le includ la numărătoare și pe cele în formare, dar... Da, cam plus minus, nu este problemă. Bun, și ai venit la Brașov și ai zis, băi, trebuie să facem ceva, cel puțin pentru zona aceasta de intercomunitate și networking, cel puțin pe partea de business. Și te-ai apucat așa, cum se zice, temeinic să creezi acest grup minunat, BNI Brașov. Cum a fost? Minunat! De greu! Da, așa. Acum trebuie să spunem toate lucrurile de finețe, trebuie să le spunem, adică și cum e, nu mai e că așa ne lăudăm noi, dar vreau să știe lumea că în spatele acestei imagini foarte, foarte frumoase stau niște oameni și mai mult decât atât stă o muncă de echipă. Așa e. A fost foarte greu pentru mine și dacă stau să mă gândesc în urmă la momentul în care am luat decizia să vin încoace și să fac primul grup BNI, de multe ori mă întreb ce a fost în capul meu, pentru că nu cred că m-am gândit foarte bine atunci. Foarte temeinic așa la idee. A fost un moment de grație în care am luat decizia asta și nu mi-am dat seama ce înseamnă munca de după.
Nu îmi pare rău nicio clipă, adică a fost cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac la momentul respectiv și după. A fost greu din perspectiva faptului că eu în Brașov nu mai aveam sau nu aveam cunoștințe care să fie antreprenori, decât, nu știu, vreo 2-3 oameni. Practic de la ei am început. Totuși 7 ani aproape, un deceniu, dacă pot să zic așa, te scoate cam din peisaj. Puțin, da, și plus că eu n-am ținut foarte mult legătura nici cu foștii colegi din școli foarte îndeaproape și nu mulți dintre ei se apucaseră de antreprenoriat ca să am cu cine să vorbesc în direcția asta. Și ce a fost primul om care ai sunat, exact ca fondatorul Beni? Păi, sunt două lucruri diferite aici, pentru că primul om pe care l-am avut alături este Gabriela Cosmescu, de la Hospice. Da. Dar pe ea nu cunoșteam direct. Ea știa deja BNI de dinainte, pentru că Hospice era deja membru într-un grup din București, chiar în Focus este în primul grup. Ea este și președinte acum, mai nou, da? Ea este și președintele grupului din Brașov acum, așa este. Și cumva Manuela ne-a făcut legătura. Și a fost primul om care a zis: de când aștept să vină BNI în Brașov, vină, poate să facem treabă. Adică s-au legat lucrurile, vezi? Adică câte temătoare erai tu, totul s-au legat lucrurile. Păi de asta spun, a fost moment de grație, de-a dreptul. Adică nu cred că... ceva m-a împins de la spate. Iar dintre cei pe care îi știam eu, primul om pe care l-am sunat a fost Adi Moldovan, care este colegul nostru în grup acum, de atunci, de la început. Și i-am povestit: Adi, uite ce se întâmplă. Eu mă întorc la Brașov și uite ce vin. Da, colegul tău de muncă, cum să zice. Oricum și colegul meu de muncă, noi ne știm de mulți ani, peste 30. Doamne ajută! Și cum zice Andreea Marin, cum zice Andreea Marin, de 30 de ani, maică! Exact, așa. Și suntem prieteni foarte, foarte buni și ți-am zis, l-am sunat, i-am spus, am venit în Brașov, m-am văzut cu el și i-am zis: Adi, uite, eu vin cu chestia asta, uite ce minunată e. M-a ascultat în stilul propriu, pentru că este un foarte bun ascultător. Și la sfârșit mi-a zis: bine, I'm in. Așa simplu. Nici el nu știa la ce se înhamă, dar... așa, cu tot teasing-ul de rigoare, încă recunoaște că a fost o decizie bună. După care ați crescut încet, încet și a fost o muncă de echipă. Într-adevăr, spune-mi așa, în principiu, povestește-mi care este structura asociației BNI-ului pe Brașov, cel puțin. Pentru că acum, despre ce discutasem, președintele a fost altcineva, da? Și un prieten foarte bun al nostru, și o să-l și pomenim imediat. Și, bineînțeles, acum s-a schimbat președintele, da? Și este altcineva. Cum e treaba aici? Păi, în primul rând, ce pot să Mihai spun Rizan, despre... da. Mihai Rizan, exact. Despre organizarea unui grup BNI este că funcționează cam ca un business. În sensul că sunt oameni care lucrează împreună, antreprenori, adică oameni care au deja experiență de ce înseamnă business, și în cadrul grupului se numesc oameni care conduc acest grup. Există o echipă de conducere. Care? Bineînțeles, primul om din echipa de conducere este președintele, că așa se întâmplă peste tot. Adică, cum ar zice cineva, nu ești tu, știi? Nu sunt eu. E ok, eu mie mi-e destul așa. Da. Mă bucur de mai de sus. Da. Așa. Echipa de conducere are un mandat de jumătate de an, în așa fel încât oamenii practic, rotească. Fiecare om poate să treacă sau să-și aleagă sau să fie ales, numit, să facă un astfel de rol din mai multe motive. Și că e potrivit și că își dorește și că face treabă bună. Partea asta de echipă de conducere nu înseamnă neapărat... E doar o funcție de administrare.
Da, scopul este ca fiecare dintre membrii să aibă de câștigat. Și echipa de conducere asta slujește. Ca fiecare dintre colegi să poată să se dezvolte. Scopul BNI nu este să existe ca grup. Scopul BNI este ca membrii lui, membrii grupului respectiv, să existe și să se dezvolte. Deci BNI n-ar exista dacă n-ar exista oamenii care îl formează. Asta vorbesc nu doar la nivel de Brașov, la nivel global. Cei care sunt membri într-un grup BNI sunt pe un anumit profil. Cei care fac vânzări vor putea înțelege comparația. Sunt fermieri, nu sunt vânători. Cei care cultivă relații, cam asta este esența. Iar profilul uman este cel definit de motto-ul, de sloganul BNI la nivel global: dăruind vei dobândi, giver's gain. Nu este doar o vorbă în vânt, nu este un motto rece, ci chiar așa este, pentru că oamenii, în momentul în care nu sunt pe acest profil și nu sunt potriviți în grup să ofere întâi ajutor pentru ca la rândul lor să primească, cumva se marginalizează singuri. Dar revenind, avem o echipă de conducere, pentru că vorba aceea, suntem o organizație pragmatică și structurată. Președintele la momentul de față este Gabriela Cosmescu, după cum spuneai și tu mai devreme, și înaintea ei primul președinte al grupului Just BNI Brașov, ca să-i spunem și pe nume, a fost Mihai Rizan și îi mulțumesc pentru implicarea de până acum. Restul echipei de conducere... Nu cred că are rost să intru în detalii. Le mulțumesc în general, așa, fiecăruia în parte și împreună, pentru că sunt oameni care își preiau aceste roluri nu pentru că sunt impuse, ci pentru că își doresc să facă împreună ce trebuie făcut pentru ca tot să aibă de câștigat, după cum spuneam mai devreme. Da. Și oricum ceea ce vedem și pe ecrane, cum și când se întâlnește, nu vorbim de acum, să nu sărim, deci cum se întâlnește în mod obișnuit, fără pandemie, după 15 sperăm, dar cum se întâlnește grupul BNI și unde? Ca să știe lumea unde ne găsește. Da, păi acum, relația pe care o avem cu Q Hotel. Acum nu vorbim. Acum, exceptând așa, da. Contextul, da? În momentul de dinaintea contextului actual și de după. Să vorbim și de acum, da, ce se întâmplă. Da. În fiecare întâlnire, de fapt sunt întâlniri săptămânale ale grupului. Motivul pentru care ne vedem săptămânal este că numai așa putem să construim relații de lungă durată și să ne cunoaștem suficient între noi cât să ne putem ajuta în dezvoltare. Ne vedem marți dimineața de la ora 8 înainte, acum de la 8:30. În offline ne vedeam și ne vom vedea la Q Hotel. Sunt partenerii noștri pe partea asta de spațiu de conferință. Da, ce se întâmplă la întâlnirile acestea? Povestește-mi așa. Asta e surpriză, trebuie să ne viziteze. Așa, am înțeles. Păi eu nu degeaba te întreb ca să știe și să știe ce și cum, dar invităm pe toți în momentul în care o să vină la Q Hotel, dar bineînțeles aceste întâlniri se desfășoară în continuare și în continuare poți să-mi povestești, mai ales pe zona aceasta unde întâlnirile au fost puțin insistate, dacă pot să spun așa, ce se întâmplă cu grupul? Păi, după cum îți spuneam la început, pentru mine ultimii 9 ani au însemnat multe momente de reinventare, iar martie 2020 este unul dintre ele și pentru mine și pentru BNI. Pentru că în momentul în care s-au oprit întâlnirile offline, a trebuit să vedem, la fel ca multe alte organizații și multe alte companii, cum facem ca lucrurile să meargă mai departe bine. Decizia a fost conformă cu perioada, și anume ne-am mutat în online. A fost o decizie foarte bună, pentru că noi suntem în BNI, suntem orientați către oportunități.
sau încercăm să vedem toate lucrurile care pot părea dificile ca ocazii de a le transforma în potențial de dezvoltare. Asta s-a întâmplat și în momentul nostru, pe 0 martie sau februarie cât a fost, în care toată structura BNI s-a mutat în online. Lucrurile, cum să zic, BNI a rămas același. Este exact același lucru ca și până acum. Esența BNI este aceeași. S-au schimbat niște condiții și înainte și acum au existat și plusuri și minusuri, dar scopul este același. Oameni, antreprenori care au nevoie de dezvoltare sau, mă rog, sunt într-un punct în care își doresc să se dezvolte, asta este una din condițiile de a face parte dintr-un grup, să se adune în continuare, să se întâlnească în continuare într-un cadru la fel de bine organizat și structurat și eficient pentru a fie se dezvolta în continuare, fie a-și găsi soluții să se reorienteze în perioada asta. Pentru că vorbim din nou de oportunități, momente în care un antreprenor sau un om cu experiență este în stare să vadă felul în care se poate reorienta și își poate duce mai departe pe aceeași direcție sau pe altă direcție businessul pe care îl are. Și atunci, repet, BNI a rămas același cu niște elemente în plus în minus. Ne-am mutat în online, ne vedem în continuare marți dimineața, de la 8:30, în platforma Zoom. Avem aceeași structură, avem aceeași organizare de agendă ca și cea de offline, cu același scop, să ne ajutăm. Da. De ce sunt importante aceste întâlniri între oamenii de afaceri? Afacerile nu se fac între companii, afacerile se fac între oameni. Indiferent la ce nivel și de ce corporații vorbim sau companii mici, businessul se face între oameni. Iar un business sănătos făcut de omul care reprezintă o companie, de obicei este bazat pe relațiile pe care le are la nivel uman. Și atunci, pentru a crea aceste relații, eficiența dezvoltării vine din întâlniri. Au fost situații și cumva nu cred că este nici aici reinventarea niciunei roți în structura BNI, la felul în care funcționează, pentru că și la nivel personal, dacă vreau să mă duc la un coafor, o să sun o prietenă și o să îi cer o recomandare, da? O să o întreb ea unde se duce și de ce îmi recomandă salonul respectiv. Sau o mașină, să o duc la un service, o să sun pe un domn să-l întreb la ce service își duce mașina, sau mai știu eu, tot felul de situații. Și atunci faptul că este practic felul în care relațiile se concretizează mai ușor prin aceste recomandări, la fel se întâmplă și în BNI. Faptul că ne vedem cu regularitate ne ajută să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. Pentru că n-aș putea să recomand cu toată încrederea o firmă pe care nu o cunosc, condusă de un om pe care nu îl cunosc. Da, pot să aud despre ea și să spun, măi, am auzit și este ok, poți să încerci. Dar asta nu este o referință calificată de tip BNI. O referință calificată de tip BNI este, ai nevoie de un coafor, ok, pun mâna pe telefon, îl sun pe omul respectiv, îl anunț că tu ai nevoie de un, mă rog, soția are nevoie de un coafor, îi pun în legătură și le fac inclusiv, poate, o stabilirea unei întâlniri. Asta este o referință caldă în BNI și asta este la nivel dincolo de coafor, la nivel business, ceea ce funcționează, ceea ce numim noi referință calificată. Adică tot ce înseamnă aceste întâlniri și mai mult decât atât aceste referințe trebuie să fie foarte bine structurate, în așa fel încât să-l ajute sau să-i ajute pe colegii care sunt acolo, nu? Exact. Și așa feedback-ul din piață, pentru că acum noi vorbim de niște lucruri cel puțin pe zona asta de comunicare. Am văzut că ați participat la Camera de Comerț și Industrie și ați fost foarte vizibil acolo, unde ai și înmânat premii și acest lucru chiar a încântat tot grupul. Avem o poză din acea gală și mai mult decât atâta,
Cum a fost să fii pe scena respectivă și să ai într-adevăr panou în spate cu ceea ce reprezinți tu? O să caut imediat pe ăla, sperăm că vă spuneam. Acum, dacă mă gândesc în urmă, a fost o experiență inedită pentru mine, personal. A fost un moment în care în Brașov BNI a avut vizibilitate pentru multe companii din oraș și de lângă. Cam câți invitați au venit până acum? Câți au trecut pragul? În grupul nostru, zici? Da, în grupul, da. În grupul nostru, stai așa, până acum... Plus minus, acum... Peste 200 de invitații, aș zice, aproximativ. 200 și ceva de invitații am avut. Grupul a fost lansat anul trecut în iunie și de atunci avem statisticile, pentru că, în paranteză fiind spus, pentru că suntem o organizație pragmatică și structurată, avem multe rapoarte și multe statistici. Tot pentru ajutorul nostru. Și s-aș putea spune așa, peste 230 de invitați din iunie anul trecut. Asta înseamnă oameni care au fost invitați de membrii grupului Just BNI. Da? Am avut, că tot vorbim de rapoarte, s-au schimbat în grup peste 180 de referințe. Asta înseamnă că peste 180 de solicitări din grup, solicitări ale membrilor, de acel am nevoie de o intrare la, sau am nevoie să cunosc un om în următoarea companie. Repet, peste 180 de astfel de referințe au fost schimbate, au fost oferite și au generat acel business de care spuneam. În grupul nostru, în Brașov, peste 350.000 de euro s-au făcut între cei 33 de membri la momentul de față. Da, aici o altă întrebare venită de la cineva. Ce firme pot să intre în grupul BNI? Depinde. Răspunsul oficial. Structura funcționează pentru companii medii, IMM. Dar există excepții. Vorbim și de membrii care veneau ca reprezentanți din partea corporațiilor. Adică în București au existat astfel de oameni, sau mă rog, oameni de decizie din companii mari, care au considerat că structura BNI poate să le folosească în promovare. Pentru că până la urmă vorbim de o organizație de networking, care este un tool de marketing. Este un instrument pe care o companie poate să îl folosească în dezvoltarea, fie dezvoltarea generală, fie dezvoltarea unei nișe. Companiile mari de obicei aleg să facă parte din BNI atunci când își doresc dezvoltarea unei nișe și pot folosi o structură de genul ăsta în procesul pe care și l-au stabilit ei. Care este diferența cu celelalte structuri, să zic, de networking din țară? Păi, după cum spuneam, diferențiatorul nostru este faptul că facem schimb de referințe calificate. Vorbim de o transparență, vorbim de acces la orice fel de informație din partea tuturor membrilor și, mai mult decât atâta, scopul explicit este de a ne dezvolta, respectiv de a face profit. Sunt foarte multe organizații care sunt complementare nouă, organizații care merg pe acțiuni sociale, da, care merg pe evenimente caritabile sau de susținerea unor cauze sociale la nivel global. Mai multe feluri, da? Sunt cele care țin de dezvoltare personală, sunt mai multe tipuri de comunități de networking. Noi, explicit, sunt centrați pe profit, pe a face profit, fiecare membru. E foarte bine că ai precizat aceste lucruri ca lumea să înțeleagă foarte bine cum funcționează, pentru că lumea la un moment dat poate să fie speriată, să nu zică un MLM sau Doamne ferește alte lucruri sau nu știu ce. Este un de business în care lumea trebuie să se regăsească și mai mult decât atât, să și facă în așa fel încât să își poată, da, să-și construiască propria
lui zonă de confort și mai mult decât atât să poată să intre în această zi în niște piețe, da, pe care poate nu le făcea până acum, știi? Sau nu le avea cum să le facă. Vorbim de o deschidere la nivel global, pentru că așa cum spuneam, BNI este o organizație globală și cel mai important aspect din ideea asta este că avem acces unii la alții la nivel global. BNI pentru membri pune la dispoziție și platforme de conectare și platforme de învățare. Platforme de conectare prin care orice membru poate să ia legătura cu alți membri din lume pentru business, pentru că ăsta e scopul, sau dacă sunt plecată undeva în vacanță, în delegație, oriunde în lumea asta, pot să verific pe site-ul BNI dacă există grup acolo și pot să-l accesez, pot să-l vizitez, să cunosc oamenii la fața locului. Sunt lucruri pe care antreprenorii le apreciază tocmai pentru că în baza unei experiențe de peste 35 de ani a acestei structuri, toate informațiile din adunate în structură fac doar să eficientizeze procesele din ea. Și asta înseamnă că orice antreprenor care înțelege structura suficient de bine să o poată aplica pe business-ul lui, nu are decât de câștigat. Spune-mi că mai vrea să zic ceva și am uitat. Da, adică tot ce înseamnă zona aceasta de conectivitate înseamnă de a îți spori cel puțin, nu numai pe plan local, ci pe plan național și inclusiv asta era concluzia, și pe plan mondial, și să poți să găsești oameni care fac același business ca și tine și să găsești într-o oportunitate, că aici este una poate din diferențele majore între celelalte cluburi de business, da? Că îți poți găsi parteneri care te girează și mai mult decât te girează, BNI îți conferă acea umbrelă și spune: dom'le, dacă tu ai trecut toate etapele, ești în acest grup, înseamnă că tu ai ușa deschisă, adică eu nu mai stau să văd, băi, cine e, cum e, da? Garantează grupul BNI, oricare ar fi el din România, cu pot să fac o tranzacție sau să vorbesc sau să mă conectez cu cineva din New York. Nu? Da. Da, e adevărat. Apartenența, în general, apartenența la comunități oferă transferul ăsta de încredere. Noi în BNI folosim foarte mult acest, să-i spunem, instrument de încredere, pentru că alegerea unui coleg nou se face suficient de bine documentat încât omul respectiv să se potrivească grupului, dar și invers, grupul să-i se potrivească lui. Este singura organizație pe care o știu eu, poate că mai există, dar eu nu le știu, unde competiția este de altă natură decât, mă scuzați de expresie, să moară capra vecinului. Adică bun asta, bun asta. Da. Ne sprijinim între noi și eu câștig atâta vreme cât și ceilalți de lângă mine cresc. Și da, aici poate să fie confuz sau să confuzeze felul în care funcționează o organizație multilevel. La un multilevel, eu, dacă sunt în vârf, câștig de pe urma structurii, da? Clar. Și atunci, ultimii care câștigă sunt membrii. BNI este un multilevel întors invers. O piramidă făcută, uite așa. Pentru că eu, care sunt cel mai sus, să zicem, într-o structură, să zicem că vorbim de Ivan Meissner, da? Care este fondatorul și cel mai sus din structura BNI, este ultimul care câștigă. Pentru că membrii sunt cei mai valoroși într-o astfel de organizare și primii care câștigă sunt ei, pentru că așa este gândit sistemul. Și atunci vorbim de o piramidă inversă față de restul, cu scopul, după cum spuneam, de a face profit, în primul rând, în rândul membrilor. Apoi, da, oricum, ideea este că structura este foarte bine pusă la punct, odată. Doi, un detaliu este că trebuie să veniți să vizitați și mai mult decât atât, trebuie să veniți să cunoașteți, să vedeți și să vă convingeți voi că așa este. Și mai mult decât atât, totul aici pleacă de la partea de om, business și grup.
Și asta cred că face o mare, mare diferență. Mai mult decât atâta, a te poziționa cel puțin pe piața asta generalistă înseamnă ceva. Dar până la întrebările generale, pentru că am și o secțiune de întrebări de generale, dar le păstrăm la sfârșit ca să vedem ce părere are Corina Răduț atât. Deci Corina Răduț atât despre anumite lucruri. Mai vreau să vorbim despre o zonă foarte frumoasă, spate și confortabilă ta, pe care lumea trebuie să o știe. Și asta este imediat, două secunde că am și pregătit. Pam, pam! Uite ce frumos! Axis Creator! Ce înseamnă Axis Creator? Știi, acum te scot puțin din director regional BNI. Așa. Păi, eu am pornit în... Creator, ca să știi că pur, director BNI am înțeles. Acum și ca scurt. Eu sunt de la tot de tarmă. Aveți spate. Poate să nu plictisim. Eu sunt de 10 ani de zile dansator de tango argentinian. Aha. Tango argentinian, AXA, este foarte importantă. AXA este cea care face ca fiecare dintre cei doi parteneri care dansează să stea pe picioarele fiecăruia, adică pe ales sine, pe ales ieși. Și tot AXA face ca ei doi împreună, cuplul care dansează, să se miște la unison. Pentru dansul de tango, AXA este un element foarte important. După foarte multe gânduri și idei, Așa este când stai acasă, nu e nicio problemă, stai liniștită. Am ales să folosesc acest element în denumirea firmei pe care am pus-o pe picioare în 2018, în scris. Da. Așa. Creators, pentru că îmi place să creez. Scrisul pentru mine este un spațiu de creație și așa a ieșit Axis Creators. Deci o combinație între ce înseamnă pentru mine pasiunea pentru tango și pasiunea pentru cultura care pornește de acolo și creație. Da, acum creație, dar trebuie să ai și talent să scrii. Adică, bun, tu faci content pentru firme, adică e ceva mai mult decât a scrie așa beletristic vorbind. Să știi că nici beletristic vorbind nu e foarte ușor, tocmai am început. Da, nu este foarte ușor, dar acum de business chiar e destul de greu, adică să nu... Păi, ideea este așa, eu am început să fac marketing din 2011, spuneam, de când m-am mutat la București. Acolo am și făcut studii adiacente pentru asta, cursurile necesare pentru marketing. Eu, de fapt, la bază fiind profesor, am făcut filologie și sunt profesor pe română-engleză, deci n-aveam treabă cu marketingul. Deci dacă vreți să vă vorbiți engleză, puteți să o contactați. Sigur, să avem o conversație. Dacă cineva un profesor de engleză, uite, vezi, trebuie să spune. Nu. Mai bine te învăț să scrii dacă ai nevoie. Așa, și partea de scris mi-a plăcut de când mă știu. În momentul în care a venit decizia aceea de a mă întoarce la Brașov, îi spusese Manuelei că vreau să, că scrisul este în tabloul ăla pe care îl văzusem eu, pentru că din tot ce am făcut în marketing în acei 7 ani în București, scrisul a fost cel mai aproape de mine, de sufletul meu și de ceea ce îmi place mie. Ok, da, cumva e important să ai talent, dar știi cum se spune, cine practică mai mult îl bate pe cel care are talent. E foarte important exercițiul. E foarte important să înțelegi, să înveți ce înseamnă cum să scrii și să practici foarte mult, să exersezi foarte mult. Asta este un lucru pe care are în comun viața mea din tango cu viața mea de scriitor, vorba vine scriitor, dar este încă un punct de intersecție, pentru că practica în sine este cea care te face să fii mai bun. Nu spun nicio noutate cu lucrul ăsta. Iar talentul este important pe locul 2, mai degrabă. Atâta vreme cât scrii corect, după trendul în care suntem și pentru oamenii pe care îi cunoști, pentru businessurile pe care le cunoști, cât îți faci documentarea suficient de bine,
cât înțelegi businessul respectiv și omul pe care, pentru care scrii, în timp lucrurile se așează mai bine decât orice talent. Cum este, cum se îmbine scrisul cu partea de business? Foarte o întrebare. Bine. Foarte bine. În ce sens cum se îmbină? Adică, știi că nu, scritorii acum, la propriu vorbit, sunt așa mai pasionali, nu prea au ei treabă cu zona asta de business. Ei vor să fie, să stea pe o băncuță, cel puțin zona de, uite-te și în spatele nostru, Brașovul nostru drag, așa, știi? Să stai, să te, să auzi păsărelele ciripind și să creezi. Dar tu nu ești așa. Adică... Ești așa. A, da, bine. Și poezie. 80% nu ești așa. Ești pe partea de business. Da. Se îmbină foarte bine, pentru că imaginea pe care o ai, o spui tu cu băncuța, cu muza, cu toate cele, nu și-o permit toți. Și descoper pe zi ce trece, alături de cea care mă sprijină pe mine pe partea de scris, și vorbesc de Liviana Tane, cu care am învățat foarte mult pe partea asta de... O salutăm că am și cunoscut-o la Brașov, exact, la lansarea de carte, și am avut să facem emisiune cu ea. Da, exact. Așa. Mă rog, tot parcursul ăsta de scriere de business, în tot parcursul ăsta am aflat foarte multe lucruri, inclusiv despre scriitorii de ficțiune. Mi-a rămas mie foarte bine întipărit în minte de la Liv este că scrisul este matematică și invers. Pentru că în momentul în care... Asta nu știam. Nici eu. Și eu nu sunt foarte mare fan matematică. Dar va trebui să învăț. În momentul în care scrii, sunt niște reguli care te ajută să scrii oricând. Adică dacă am nevoie să scriu acum, chiar și ficțiune, îmi trebuie o rutină, îmi trebuie o obișnuință. În paranteză fiind spus, fac cu Liviana în momentul de față un curs de scriere creativă, ceea ce înseamnă carte, da? Nu articole. Și înainte de a ajunge să scrie așa ceva, îți trebuie o rutină. Trebuie să scriu în fiecare zi 300 de cuvinte, indiferent dacă am sau nu am ce spune, de exemplu. Iar asta ajută foarte mult și în, sau mă rog, ajută cel mai mult în partea de business. Pe lângă partea inițială de documentare, de discuții cu omul pentru care scrii și așa mai departe, partea asta de exercițiu, să scrii oricând, oricum, orice, este educabilă. Adică da, oricum, merge, da, oricum. Foarte frumos și mai mult decât atât, am rugat pe cei care ne urmăresc să ne trimită și întrebări. Uite, o primă întrebare, ce înseamnă content writing? Că m-au înnebunit cuvintele astea în engleză, dar hai să spunem și în română. Scriere de conținut înseamnă, este mi-am ales în momentul în care am început Axis Creators doar o nișă. Nu fac scriere de conținut pentru orice zonă de promovare, ci doar pentru texte de pentru site-uri, adică pot crea texte, vreau să creez textele pentru site-urile companiilor și articole de blog. Există conținut pentru Facebook, deci pentru social media, există mai multe feluri de conținut. Nu le fac eu pe acelea pentru că nu sunt bucata mea de tort, ca să zic așa. Deci mie îmi place să scriu conținut în site și articole de blog. Vreau să le povestim celor care se uită la noi și nu sunt puțini, că noi am planificat acest interviu de vreo aproape 4-5 luni și da, și uite că s-a întâmplat și mă bucur că cred că cel mai bine așa a fost să fie, uite, în această manieră, pentru că așa am putut arăta anumite lucruri. Mai avem o întrebare, simți că scrisul te energizează sau te epuizează? Da. Da. Depinde de motivația pe care o am. De cele mai multe ori, dacă reușesc eu să îmi adun mințile, ca să zic așa, scrisul este o plăcere. Faptul că de cele mai multe ori este o plăcere este ce mă și duce înainte. Nu pot să scriu dacă sunt
cum să zic, în afara subiectului, să zic așa. Înseamnă foarte mult efort, ca să răspund la întrebare, înseamnă foarte mult efort și da, obosește uneori, dar rezultatul aduce suficient de multă satisfacție încât să mă energizeze la sfârșitul zilei, așa că e bine. Despre energie. Suntem aproape de final și îți mulțumesc foarte mult pentru acest timp și acest răgaz pe care l-am creat. Dar înainte să finalizăm, așa ca și o părere personală, cum se mișcă zona de business în Brașov? E foarte atipic momentul acum. Surpriza pe care am avut-o eu când am început să creez grupul BNI în Brașov a fost că există foarte multe persoane care au început de mai demult sau de mai curând să conducă o companie, o afacere, care sunt foarte pricepuți în asta. Adică am găsit foarte mulți antreprenori cu viziune, cu plan, cu strategie, cu talent, ca să rămânem în zona asta, în a conduce un business. Și oameni care s-au calificat de-a lungul timpului pe filozofia BNI, Giver's Gain, chiar dacă acum nu fac parte din grup. A fost o surpriză plăcută, pentru că în momentul în care mă întorceam în Brașov în 2018, mă uitasem pe niște statistici legate de antreprenoriatul în Brașov și potențialul era bun, chiar și în statistici, dar zvonacii spuneau că este un mediu dificil, că brașovenii sunt reticenți, că tot felul de lucruri. Repet, surpriza foarte mare a fost să văd că nu e așa, cel puțin în cercurile în care m-am învârtit eu, și oamenii sunt foarte deschiși și foarte dispuși să facă și să ajute să fie făcut. În momentul de față, cred că este o circumstanță atipică oricum, dar din nou, poate că, așa cum spune Manuela, BNI creează o bulă în care ne putem păstra energia sus. Nu știu ce se întâmplă în afară, în mod deosebit, dar toți oamenii cu care am reușit eu să interacționez în perioada asta sunt oameni care în continuare își doresc să facă, să treacă de momentul lamentării și să facă lucruri constructive, ceea ce pe mine nu mă face decât să-i felicit și să jos pălăria. Să mă bucur că sunt lângă astfel de oameni. Da, mai avem o singură întrebare și imediat o să-ți adresez, dar vreau să le mulțumesc celor care ne-au scris. Apostul Bogdan, Bogdan Panait, Mircea Spân, Alina Toma, Georgiana Buta, depinde așa, și Adeco, da, Adeco Serv și mulți alții. Acum, ca idee de final, BNI Brașov, cel puțin, este cea mai mare organizație din România sau a fost depășită? Nu am raport, cum se cheamă, statistici de genul ăsta. O să întreb dacă există, dar știi cum e, în momentul în care, e un lucru pe care l-am învățat și în Tango și în BNI. În momentul în care ai un lucru bun, cu care ai de făcut chestii faine, nu stai să te compari cu ceilalți. Indiferent de ce fac ceilalți lângă tine, tu le faci cum știi că le faci bine și mergi înainte. S-a dovedit a fi cea mai bună strategie și în Tango și în BNI. Deci nu știu dacă există, cum se cheamă, statistici, că îmi scăpa cuvântul. Nu știu dacă există statistici de genul ăsta. Nu cred că are importanță dacă suntem cea mai mare sau nu. Important este ca cei care sunt în BNI în momentul de față să aibă de câștigat. Restul lucrurilor se așează cumva de la sine. Mai puțin. Da, uite. Și Roxana Drăgănuță te salută și este alături de noi. Așa, pe final, bineînțeles, o întrebare de 1000 de puncte. Și de 2000 de puncte, nu, 1000 e puțin, 2000 de puncte. De ce iubim Brașovul, Corina? Îmi mai dai o oră de emisie? Da. Pentru asta, nu? Normal. Nu e nicio problemă, da. Spuneam că în momentul în care m-am hotărât să mă mut la București, am decis că o să-mi placă la București și mi-a plăcut acolo din simplu motiv
că există acolo o comunitate de tango care, pe care n-am regăsit-o în Brașov și care pentru mine a fost sursa energiei acolo. Însă Brașovul pentru mine este acasă. Chiar dacă m-am rupt 7 ani de el, în momentul în care m-am întors a fost ca și cum n-aș fi plecat niciodată. Pentru mine Brașovul este locul în care pot să construiesc așa cum sunt eu. Știi cum e? Se spune că plantele nu trebuie să le scoți din mediul lor ca să aibă, să fie benefice în momentul în care le consumi. Așa și eu. Trebuie consumat aici la Brașov ca să pot să ofer lucruri bune. Și mai mult decât atâta, ca să-ți răspund direct la întrebare, iubim Brașovul pentru că este alături de noi, pentru că, uite, ne sprijină în diferite demersuri, pentru că pune oameni în lumină. Mi-au plăcut foarte tare inițiativele voastre de a scoate oameni antreprenori în față și de a-i promova fix, pentru că sunt antreprenorii specialiști în domeniile lor. Așa că mulțumim și iubim Brașovul. Și mulțumesc pentru invitația de astăzi și ție, mulțumesc celor care ne-au urmărit. E, oricum, stai liniștită că nu o să fie ultima emisiune în care o să ne vedem și mulțumesc foarte mult că în sfârșit am reușit să facem o emisiune despre tine. Nu cred că a mai făcut cineva o emisiune despre tine și despre viața ta, deci sunt primul în această treabă, deci nu o să uiți prea repede. Sper că a fost bine. Oameni dragi, oameni buni alături de noi cu multe, multe informații și mai mult decât atâta cu dăruire și pasiune. A fost alături Corina Răduță, fondator Axis Creator și director regional BNI Brașov, ca și partener, pot să spun, al BNI Brașov. Oameni buni, veniți să vedeți despre ce este vorba. Veniți să vedeți că lucrurile se întâmplă, se întâmplă în mod legal și concret și mai mult decât atâta business și o să vedeți un grup minunat de oameni care nu o să stea deoparte și o să vedeți multe lucruri frumoase în Brașovul acesta, pentru că așa suntem noi și cu asta ne ocupă tot timpul. Oameni buni, am fost alături de voi, Eugen Tenovan, la grupul Iubim Brașov. Corina, te rog frumos să mai rămâi, să nu părăsești live-ul până nu ne revedem noi în backstage, cum spun eu. Așa că, oameni buni, suntem aici pentru voi și mai mult decât atâta, cred că asta contează, să fim antreprenori cu toții și mai mult să dăm valoare. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc frumos și doar atâta mai vreau să spun, acum mai mult decât oricând, să ne stăm alături. Așa este. Mulțumesc frumos pentru azi!